Arde vegetație din Parcul Natural Bucegi. Acesta a fost anunțul care i-a pus pe jar pe pompierii dâmbovițeni, salvamontiști, jandarmii și angajații parcului, atât la sfârșitul săptămânii trecute, cât și marți după amiază. Doi incendii au izbucnit din aceeași cauză, un foc nestins lăsat nesupravegheat. 11 pompieri de la detașamentele Bucioasa și Vien s-au luptat cu flăcările mai bine de 3 ore. Intervenția a fost extrem de dificilă. Au fost nevoiți să meargă 5 km pe jos, de la peștera până în Valea Șugărilor, unde a izbucnit focul. Flăcările au mistuit circa 100 de metri pătrați de vegetație uscată și rădăcini de șneapă. Inconștiența unei persoane putea avea consecințe dintre cele mai grave, atât pentru cei care s-au luptat cu flăcările în condiții dintre cele mai vitrege, punându-și viața în pericol, dar și pentru mediul înconjurător. Zona aflându-se în cadrul Parcului Natural Bucegi, au ars 300 de metri pătrați de vegetație. Am informat de nenumărate ori cetățenii asupra faptului că este interzisă utilizarea focului deschis în afara locurilor special amenajate, în zonele împădurite și în zona montană. Cadrele inspecției de prevenire au desfășurat săptămânal, în zilele de weekend, activități de informare preventivă cu turiști aflați în zona platoului montan. Tot marți, de ziua lor, pompierii dâmbovițeni au mai intervenit la 10 arderi necontrolate, în care au ars circa 12 hectare de vegetație uscată și miriștea, în localitățile Sălcioara, Ninoasa, Dragodeana, Cornățeluile, Caragiale, Cornești, Niculești și Șelaru. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență fac apel la dâmbovițeni să prevină incendiile, care se pot transforma în adevărate tragedii.